Ion. Dramatizare radiofonică de Mihail Sorbu după romanul lui Liviu Rebreanu. Aici era, Ioane. Da. De ce ai fugit de la hor? Parcă-i mai bine aici, sub nucul ăsta. Ne văd mai puțin ochi. Hai, șezi aici lângă mine, Anuțo. Da. Ia și tu o gură de rachiu. Na. Nu? Păi atunci, să trăim. Să trăiești, Ioane. Da. Numai de n-ar veni taica. Ia lasă-l în plata domnului. Haide, stai aici și bea, Anuță, și tu, că pentru tine l-am făcut. Despre mine poate să sece rachiu. L-a făcut dulce ca și gurița ta. E silă și când îi simt mirosul. La taica nu-i zi de la Dumnezeu fără băutură și fără biție. Așa bea omul la supărare. Nu știu ce să alege și de noi, Ioane. Ei, Anuță, mult alean e în inima mea. Ce îndur eu să ferească Dumnezeu pe toată lumea. Dar tu ce înduri, că ai de toate? Apoi tu nu știi. Ce să știu? Tata și-a pus în gând să mă mărite cu Georgia lui Bulbuc. Da, ține morțiș. Zice că e mai înstărit. Asta așa e, Toma Bulbuc are avere. Doamne, greu ți mai vine să taci și să înghiți când nu ți-i drag om. Taică tău e om într-o ureche și dacă o apucă hăi, apoi hăi s-o ține să știe de bine. Asta că... așa e. Că dă cu carul prin toate șanțurile. Numai că eu sunt tot ca dânsul. Nici eu nu mă dau bătut. Am eu ax pentru cojocul lui Vasile Baciu. Să nu te dai, Ionic. Las pe mine, Anuțo. Parcă umblă careva pe acolo în tufiș. Da, e Ono. Asta e prieten cu George. O să se ducă și o să-i spună tati că ne-a văzut împreună aici. Las pe mine, Anuță. Stai liniștită. Noroc. Noroc, Ioane. Nu erai singur. Ce cauți pe aici, Onule? Am luat-o prin o gradă mai de-a dreptul să iau o sticlă cu rachiul lui George de la Crâșmă. Dar ce te-ai superbă? Nu te-a rugat nimeni să-mi dai noroace. Vezi de slugărniciile tale. Hai, du-i sticla lui George și... Așa? E, lasă că mai vorbi noi, mă. Ioane, Onu ai stai scoada lui George. De când l-am bătut la o nuntă umblă să-mi tot facă rău, dar... Acum ne va spune lui George și George lui taică. Și taică tău îți va frânge ciolănașele, ai? Râzi și tu de mine, Ionică. Dar taică tău de ce nu mă vrea? Că sărac? Că n-am pământurile lui Toma Bulbuc pe care le va moșteni George? Dar tu ești cel mai mândru flăcău, Ionica. De asta nu ținei seamă de al de Toma Bulbuc și taică tău. Dar eu-i sili, eu. Nu-i așa, Anuță? Numai tu mă poți scăpa, Ionica. Anuță! Nu mă strângi așa, Ionica. Hai, acum du-te. Hai, poate că a venit și taică tău la afară. Du-te. La noapte. Să te aștept la portiță. Hai, acum du-te, 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 hai. Am să te aștept. Te aștept, Ionica. Sărăcuța de ea. Dacă n-ar avea Baciu atâtea pământuri, cine s-ar mai uita la dânsa? George, măi, George, mă. Ai adus sticla cu rachiu, Onule? Adus. George, vreau să spun că i-am văzut. Dar ia uitați-vă cine a venit printre noi. Părintele Pelciuc? Ce zici, primarule, de atâta onoare? Hai, dați-vă la o parte, flăcăi, faceți loc! Petreceți, petreceți, domnule primar! Ce să facem, domnule părinte? E, Giongică, și tu aici? Ia, părinte, și eu la horă. Dar parcă lipsește careva dintre voi, George. Care? Ion. Ion? Dar nu-l văd. N-a venit la horă, tocmai el. Ba, a venit. Dar e în grădină sub nuc cu Ana. Unde, Onule? Acolo unde spun. Când am venit, am luat-o mai de-a dreptul și am trecut pe lângă dânsii. Poftim golea, domnule părinte. Am adus un scaun pentru dumneavoastră. Poftim, poftim, vă rog. Hei, flăcăi, flăcăi, nu începeți cu ora. Să vadă și domnul părinte cum petrecem noi. Onule, m-ai chemat, George?
Dă-te în goană. Ascultă, omule, ai spus drept. Nu să te mint tocmai pe tine. Și ce făceam? Ce să fac? I-am văzut când se sărutau. El a început să o mângâie și... că vine Florica. A început hora, ce te-o șușotiți aici? Florica. Dar ce-i cu tine, George? De-amu numai cu tine voi juca, Florica. Și de ce de-amu? Nu-ți mai place Anuța? Pentru că Anuța amu în grădină sub nuc cu Ion. Cum? Stai aici, Florica. Lasă-mă. Stai aici. Lasă-mă, George. Vrei să te duci în grădină după dânsii? Îți strici inima degeaba. Mai bine să jucăm și să le facem un necaz la amândoi. Să jucăm, George. Să jucăm până o crăpa inima. În ei. Și noi. Haide, George. La noapte va fi bătaie mare. Seara bună, domnule părinte. Du-te acasă de te culcă, baciule. Nu vezi, ești beat. Îs mare, păcătos, mare. Ce mai calea valea, bețiv și străcat. Mai omule. Lasă, lasă, primarule. Păi... eu de supărare beau, așa-i? Și beau pentru că beau dintr-al meu. Te faci de râs, baciule. Îs amărât, domnule părinte, crede-mă. Iacă așa, ai zice dumneata, dar de ce ești amărât, bețivule? Adică, de ce ești amărât, bade, baciule? Că ești om avut. Sunt amărât că o fată am și eu. Pe Ana o cunoașteți, doamne. Și nu-mi place deloc fata pe care o am. Dar ce ți-a făcut biata Anuța? Că tare-i la locul ei. Nu vrea să mă asculte. E, dar păi că și are de cine asculta. Și tare mă doare inima, domnule părinte. Și tare supărat că nu vrea să se uite în gura mea. Care duhnește arachiu, baciule. Am dreptate sau n-au, domnule părinte? Rău faci, baciule, că nu te sfiești măcar de tineretul ce te vede mereu pe două cărări. Of! Omul de treabă nu se ține toată ziunica numai să îmbogățească pe cârciumari și să-și otrăvească trupul cu hălbăriile lor drăcești. Da, ce? Așa, baciule. Vai de bine, domnule părinte, dar cui am făcut vorlău? Că beau, beau, e... dar beau de muncă și sudoarea mea. Bine, 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 dar acum du-te. Lasă-mă, lasă-mă, primar. Domnul părinte o veni să vadă jocul, nu să asculte prostiile tale. Dar voi ce faceți, măi, fecioare? Jucați ori nu jucați? Hai, dați. George, George, vino aici, vino. Uite-l, domnule părinte, îl vezi? Aici stai ginerele meu care mi-e drag. Cu dânsul ai să-mi cunună ta, fata. Măcar de-a ști care să crape inima din trânsa. A ta e, George. Bine, bădă, baciule. Nu vreau să las, ai înțeles? Baciule, fiu om de înțeles. Lasă-l pe domn părinte în pace. Dânsul lui să vadă cum petrecem. Hai, du-te în altă parte de fișat, hai. Nu vreau. George, treci la oră. Lasă acum, bădă. Nu, George, nu. Ia, hai, hai mai încolo. Trebuie să spun ce-am pe inimă. Să spun ce-am pe inimă. Mie îmi trebuie un ginere cum se cade, nu freatura. E, acum lasă și dumneata vorba. Eu îți dau fata, iar tu să ai bici să-i scoți din cap gărgăunii. Eu nu vreau să știu de calici țarțul scal de Ion al glanetașului care umblă să-i împuieze capul. Lasă, nu vreau! Și nu vreau, și dacă nu vreau, îi pun capul pe tăietor și numai una îi trag cu barda. Măcar să știu că mă duc pe urma la spânzurătoare. Așa e, mă, George. Așa, așa. Atunci dacă e așa, unde ia? Anuțo! Stai, stai, nu strica. Ce ai? Anuțo! Ce ai cu dânsa? Să jucați împreună, să vadă tot satul. Anuța nu e aici. Cum? Mi-a spus că se duce la hoară. L-a venit? Da, a venit, dar acolo lasă-mi pace, că-i sub nu, colo pe malul râului, cu Ion al glanetașului. El m-a făcut de râs. Mă duc să o strâng de gât. Anuțo! Aha, ia ca tocmai vine, dar dinspre râu. Așa e cum spunea George. Și Ion după ea. Anuțo! Ce-i, taică? De ce strigi așa? Bine, Anuțo, așa nu a fost vorba. Dar ce-am făcut? O ce arăt eu ție. Taică, nu da. Dar ce ți s-a răzărit, bade, baciule? Ce ți-am spus eu ție, golane, ai? Dar ce ți-o sluga dumitale să-mi poruncești ce să fac? Am să-ți poruncesc, tâlharule. Și dacă nu asculți de vorbă, am să te umplu de sânge. Să nu dai, bade, baciule, că... Așa, tâlharule. Să nu dai, că dai tu, nu? Ia, lasă-mă în pace și du-te cu Dumnezeu. Să te lași? Să te lași, tâlharule. Am să te umplu de sânge, tâlharule! Cu voi, oameni, ce s-a întâmplat? Lasă-mă, primarule! Ei, baciule, baciule, înțelege-ne, strici petrecerea, tocmai când a venit și domn părinte să vadă! Păi, dă-te la o parte, primarule! Astâmpără-te, baciule! Trebuie să-i beau sângele, anumite plezesc, lasă-mă! Mă fii cu minte, baciule, ești beat! Ce are hoțul cu fata mea, domnule părinte? Ce are? Hai cu mine, baciule! Ce are hoțul? Haide! Norocului că n-a îndrăznit să dea. Ce te-ai lăsat, Ionică, să te ocărească? Dar trebuia să-i tragi vreo două scatoace să... Ia, lasă-mă! E mai bine așa.
Uite cum se strică toată veselia din pricina. Fetele s-au împrăștiat și lăutare. Omule, omule. M-ai chemat, George? Adună lăutare și hai la crâșmă. Să continuăm acolo cheful. Ce să mai stăm aici de pomă? Oh! Nu! Lăutare, merg cu mine! De ce? Nu m-ar bunit! Eu și cu băieții! Aia cu țambalul! Ia-i și pe ceilalți după mine, măi! Hai, măi! Ai văzut, omule? Se iau cu toții după calicul de Ion. Dacă îl lași să-și facă mendrele, nu le mai dau țiganilor niciun crăițar. Să le dea Ion, că planetaj are destui. Eu plătic când o luau de nevastă pe fata lui Paciu. Dar noi ce păzim aici? S-a înserat. Hai la crâșmă. Să o luăm prin grădină peste gârlă. Ajungem înaintea lor și apucăm mesele cele bune. Bine zici, haide. Haide. Hai. Rea coasă am nimerit. Am stricat o gresie ascuțindu-o și tot nu merge. Pământ, Doamne, cât pământ. Și eu n-am decât 3 petice. Care e aceea care urcă pe potecă cu merinde? Anuțe! Dar uite aduce Anuțu. Duc de mâncare, tati. Ai și de dimineață să tai o tava din deal. Aha. Da, uite. Nu știam că e. Cosește de zor. N-ai venit aseară? Păi, n-am venit. Și te-am așteptat până după miezul nopții. Am fost necăzit, știi bine. Știu, Ionic, știu. Ai văzut doar ce rușine mi-a făcut taică-tău? Parcă tu nu știi cum e el la beție. Și te-ai răzbunat pe George. Ai și aflat? Am aflat, dar știe tot satul cum v-ați bătut la creșma seara. Dacă umblă cu vicleșug, el îl atâță pe taică-tău împotriva noastră. Și pentru asta l-ai? Păi, altfel, ce s-a făcut în sucă? Mamă, mă duc. Când mă fi așteptând taica. Du-te, du-te, Anuță. Că iar îi se căsunează pe mine. Sănătate bună, Ionică. Sănătate, Anuță. Tare-i slăbuță și urățică. Pentru cine rabdi eu sudărmile? Lenevești, Ionica, lenevești! Florico, tu erai. De unde răsăriși? Din cer, Ionica, și chiar lângă tine. M-am odihnit, oleacă. Nu mai te-ai odihnit? Hei, a mai trecut pe aici și Ana lui Vasile Baciu. Am văzut-o, cum să nu fi văzut. Doar nu soarbă. Dacă a trecut pe aici, ce era să fac? Umbli după ea, ca mă mir că nu ți-e rușine. Și eu tot așa mi-am zis. Uite pentru cine rab docări și sudăni. De ce le rabzi? Așa e lumea, Florică. Ai de sufletul meu, crede-mă. Te faci de râsul lumii ca să o iei pe ea. Așa crezi și tu? Pentru că e bogată. Pentru că are pământuri. În inima mea tot tu ai rămas crăiasa. Iar vrei să mă înșel cu vorbe, Florică. Ionică, lasă-mă. Lasă-mă, te văd oamenii. Lasă-mă. Te vede și Anuța de sus din deal. Lasă-mă. Altădată nu mai ești tu în cale. Ce mă rog, tată, mă rog. Hei! Ne-a tăiești, ba, de lungule.
Nu știam cine vine așa grăbit. Ce mi-ai făcut ăla, Arule? Ce mi-ai făcut, mă? Mi-ai furat jumătate de delniță. Cum să-ți fur delnița? Ai intrat cu plugul tăi braț de neamă. Eu mi-am arat ce-i al meu. Cum mai arat ce-i al tău? Trăsmite-ar Dumnezeu să te trăznească în ziua de Paști. Ba de lungule. Ai acolo să-ți arăt în Harule. Ba de lungule, fii cu minte și lasă-mă în pace. Am cumpărat pământul de la taicătul cu bani buni și am mă furi? Hai acolo și ți-a arătat. Ia mâna de pe mine, bate lungule. Să nu spală rău. Dar, Harule, hai să-ți arăt. Hai, dar să nu pui mâna pe mine, că-i foc. Să te tragă judecată, mă. Trage, mă, dar mâna pe mine să rog. La pușcărie, Harule. Seara bună, domnule părinte. Bună seara, baciule. Ai auzit de bătaia de azi noapte, părinte? E, de mult aud că e un ficiorul glanetașului s-a făcut un biciznic. Da, zuia. Dar tot n-am crezut. Isprava de acum pune vârf la toate. Trebuie să se isprăvească în sat cu bătăușii. Alminteri mâine, poi mâine ne-am pomenit că au început să omoare oamenii. Umblă să sucească mințile anuții că doar mă face să-i dau. Nu-i un acela care trece pe partea cealaltă? El îi o lasă în plata domnului părinte. Bună seara! Să-ți fie rușine, Ioane, de cele ce faci. Rușine să-ți fie. Dar de ce, domnule părinte? Fiindcă ești un stricat, un bătăuș și un om de nimic. Asta ești. Eu? Ai putea să dai pilde celorlalți feciori, că te ții mai deștept decât toți. Dar umbli după blestemății. Mai mare rușinea. Bine, bine. Seara bună. Obraznic. Lasă că-mi să-i dau o lecție pe care nu o să uite așa de curând. Ce ai de gând să-i faci? Să te jenesc în biserică. Obraznic. Obraznic. Zici că erau împreună la crâșmă, a? Da, au băut ceva, pe urmă George a vrut să plătească. Dar Vasile Baciu nu l-a lăsat și a plătit el. Dar ce vorbeau, n-ai auzit? Erau cam departe. L-am auzit pe Vasile Baciu spunând ceva de nuntă. Se vede treaba că de nunta lui George cu Ana vorbeau. Și pe urmă? M-au pornit împreună spre casa lui Vasile Baciu. Nuntă? Nuntă o să fac eu cu fata lui Vasile Baciu. Dar nu te înțeleg de ce te agăți tu de fata asta. E slăbuță, e urâțică. Așa-i. Eu unul n-aș lua o nisă meu cântărească în aur. Așa-i. Dar fără dânsă eu nu mai scap de sărăcie cât-ui lumea. Să fiu și eu odată în rândul oamenilor. Așa, da, e adevărat, da. Așa e adevărat. E greu. Învață-mă tu ce să fac și cum să fac. Nu știu eu. Dacă nu vrea Baciu să-ți o dea de bună voie, trebuie să-l silești. Dar poți să-l silești? Ai cum să-l silești? Ai? Pot. Poți? Pot. Și-ți mulțumesc că mi-ai deschis capul. Numai să nu dai cu ăștia în gară. Las pe mine, că-mi știu eu datoria. Eu am ajuns, Ioane, te las. Noapte bună. Noapte bună, noapte bună. Seara bună, Ionica. Seara bună. E lumină la Vasile Baciu. Se vede că George e tot acolo. N-a sosit oare ceasul să-i stâlcesc iarăși oasele? De aici, Ionica. Apoi, mă duceam la crâșmă. Da, tu? Tot într-acolo. M-a trimis mama după rachiu. O doare gâtul. Florica, Florica. Știu ce vrei să-mi spui. Tot pe mine mă iubești și o să mă iei de nevastă. Până atunci, bați drumurile pe la poarta Anuței. Și se pare ție că bat. Dar pe mine mă frământ alte gânduri. Am auzit că George îți dă și ție târcoale. Încearcă și el, săracu. Încearcă unde crede că o să se prindă. Cum încerci și tu la Anuța. Da? Știu unde-i George.
acolo, în odaia cea luminată, acasă la Vasile Baciu, pune la cale nunta cu Anuța. L-ai pândit! He, l-am pândit, de unde? Când am dat pe ulița asta, l-am văzut când a intrat pe portiță. Hai să mergem, Florica. Hai să nu închide la cârciumă. Lasă-mă, lasă-mă, nu, ne vede lumea împreună. A, nu-i nimic, s-a tot vorbește de noi, Balin, să aibă de ce. He. Cum poți să-mi zici, tată, Georgica? Rămâi în casă, cunosc eu drumul până la portiță. Nu, puile, nu te petrec eu. Tu ești acum pentru mine. Dacă vrei. Așa, Georgica, așa. Nu închid ochii până nu te am, ginele. Ne-am înțeles, nu? Nu-i așa, Anucio? O vezi, taci. Ce să mai răspund? Uite, îi râd ochii în cap de mulțumire. Se luase și dânsa după tot ce zboară. Dar s-a luminat. Ion nici nu mai îndrăznește să-i ții Anuței calea. Eu cel puțin nu l-am mai văzut de o lună, cred și eu. Mult l-o rușinat atunci la horă. Apoi domnul părinte i-a tras un faier în biserică, lungul o dat în judecată pentru brazdele cu care a intrat în pământul lui. În sfârșit, s-a terminat cu bătăușul Zafri. A cui pus bine, nu-i așa, George? Eu nu mai am nimic cu eu, mi-am împăcat. Apoi așa sunteți voi. Acum vă bateți, acum vă faceți fraz de cruce, dar eu nu. Sărăntocii cu sărăntocii. Pământurile nu sunt hărăzite ca să hrănească pe toți lihniții. Tu da, tu ești palcămenit să fii ginerea. M-am îmbătat, ai ce să-i faci? M-am încurcat. N-ai de dat socoteală nimănui. Bravo, ginere, bravo, și eu tot așa zic. Beau balul meu. Apoi, noapte bună. Noapte bună, George. E, păi eu mă întorc. Mie sunt, dar domnul am picioare. Du-te, Anuțo, du-te și-l petrece pe generic al meu până mai încolo, că eu nici nu mai văd bine. Las, că nimeresc eu și singur. Ba, nu zău, dar de ce să nu te petreci? Așa, Anuțo, așa, petrece-l, că tot cu el o să-ți petreci pe lumea asta. Noapte bună, George. Noapte. Puteți să mai stați de vorbă și așa, și singur acolo, singur. Și de ce acolo, că eu... Mie sunt. Taică, tu vorbește multe, Anuțo. Dacă mi-i tată. Aș vrea să mai vorbești și tu. Da, acum ce fac? Vorbești, dar nu spui nimic. Dacă nu știu ce să spun. Nu știi? Mâine seară să mai vin? Se poate să nu vii? La ce? Cum la ce? Să nu se supere taică. Taică tu? Numai de asta? Crezi că e puțin? Dacă se supără, mă bate. Și de ce te bate dacă n-aș veni? Crede că nu vii din pricina mea. Atunci să vin și mâine seară ca să nu te mai bat. Să vii, George. Și numai pentru asta să viu? Eu și pentru asta îți mulțumesc. Atunci, noapte bună, Anuță. Noapte bună. Stai binișor, nu mă strânge, că ne poate vedea careva. Cine să ne vadă pe întunericul ăsta? Și zici să mai viu mâine seară? Nu stai să vii. Și până când să tot vin așa? Știu și eu. Știi sau nu știi ce vrei? Eu nu vreau nimic, George. Ba da, vreau și eu ceva. Să nu mă mai bată taica. Încolo. Bine, Anuța, bine. Noapte bună. Noapte bună, George, și nu uita mâine seara. Poate că taica o fi mai puțin beat și sta mai mult de vorbă. Noapte bună. Noapte bună. Florico! Eu sunt George. Nu mă recunoști? Numai găinile nu văd noaptea. Dar ce umbli noaptea, Florico? Am luat o țeră de rachiu pentru maică-mea. Dar tu? Ia umblu ca fucurezii prin sat. Atunci te potrivești cu Ion. Parcă ați fi frați. Ce vorbe asta? Păi și pe dânsul, tot pe aici l-am întâlnit adineori.
Și acum unde e? L-am lăsat la crâșmă. Bea o cinzeacă. Florica. Spune. Dar să-mi spui drept. Hai, vorbește. Tot îl mai iubești pe Ion? Ah, Ion. Îl iubești? Păi, tot atât cât mă iubește și el pe mine. Dacă te iubește, de ce nu te ia? De ce nu mă ia? Se vede că mă iubește prea mult. Aici ai răspuns cu minte. Să știi de la mine, Florico, mai mare crezare să ai în mine decât în Ion. Eu nu umblu după pământuri. Nu umbli, că le ai. E, acum nu mi-ai răspuns cu minte. Mai bine taci și ascultă de vorbele mele. Să te ascult, da. Mă așteaptă maică-mea. Dacă te așteaptă, du-te, dar să te gândești la întâlnirea noastră de acum. Auzi, Florica, să te gândești că nu știi de unde sare iepurele. Sare și fuge. Mai prinde-l dacă poți. Noapte bună, George. Eu o iau pe aici. Iepure. Nu cumva umbli după doi iepuri. Cine-o fi acela? După mers pare să fie Ion. El e. Unde s-o fi ducând, că drumul spre casa lui e încolo? Se duce spre casa lui Vasile Baciu. Se duce la Ana. Acum înțeleg eu de ce. Trebuie să stau să vă cere de gând. De aici, din întuneric, pot să-l urmăresc. La Ana se duce firește, de vreme ce s-a oprit lângă portița ei. Venit, Ionic. Te-ai îndurat după atâta timp să mai vii. Am așteptat să plece, George. De o lună de când mă ocolești, credeam că m-ai părăsit, Ionica. Și m-ai lăsat singur. Ana. Ana. Tu, Ana, trebuie să fii a mea. A ta, Ionic. Nu o să mă mai vrei. Dar de ce nu intri în casă? S-a lăsat răcoare. Tataică tău. Doarme, a venit acasă băut. Asta seară trebuie să vin în casă, Ionică. Nu se poate. Eu te las până nu vin. Nu te teme de tata, doarme dus. Și crezi că nu o să se deștepte dacă... Nu o să se deștepte, Ionică. Ana. Hai în casă, Ionică. Destul te-am aștept. Acolo e cald. Acum ce-o fi să fie? Tare mă tem, Ionică. Să nu fi. Ce? Să nu ne fi simțit badea Vasile? A, așteptai că nu am nicio grijă. Am mi frică să nu fi rămas. Zău? Da, Ionică. Hai nu fi proastă. S-a spus să ai încredere în mine. Așa, Anuț. Așa. Tu la mine să te uiți. Noapte bună. Noapte bună, Ioan. Parcă vine cineva. Cine-i? Tu ești George. Ai uitat ceva la noi și te-ai întors? Scurafă! Doamne! Scurafă! Doamne! Hei! Grăiește cu Ana Moașă, că mai fierb destul până ai cercetat-o. Mari minuni să nu fii băiat, vale bacile. Așadar mi-a făcut rușinea. Să-l poarte sănătoasă. Să-l poarte sănătoasă? Anuțo! Anuțo! Unde duci? Mă duc până la râu să-l au rufe. Vezi, maică, să nu te osenești prea mult. Și să nu cumva să termineți în râu, că mai avem de vorbit. Voi face cum e mai bine. Acum nu înghețați să nu răcești. Ești așa, Vasile, noroc. Iată-te și tată mare. Mi-a fost dat să trec și prin rușinea asta. Păi cine s-ar fi așteptat tocmai de la Anuța? Acum gata să o drege. Pe la tine ușor drese, bacile. La verea ta? Păi orice flăcău o pe Anuța de nevastă dacă e dau. Lasă, de asta n-am bai. George e flăcău de ispravă și mai bogat chiar decât mine. A,
de George e vorba. Dar cine altul ar putea să fie? O să spun și când s-a întâmplat. Știi? Dar păi venisem băut de la Judovița noaptea și... Beția, Sirea. Ia. Și parcă tu te dai în lături de la un pădure. Dar eu n-am fete de măritat. Adică, ce, s-ar putea ca George să nu-mi ceară fata? Păi eu de unde să știu ce gânduri are George? Prin sat s-aude că vrea să o ia pe Florica. Florica? Sărăcia aia. Sărăcie, sărăcie, dar frumoasă foc. Și aruza lui? E și ea în felul ei. Cum adică să fie în stare George, pe care l-am iubit și cinstit, să-mi facă una ca asta? Păi de ce nu i-o spui? Ce să-i spun? Să-ți ceară fata. Adică să mă rog de dânsul? Dar de ce să te rogi? Să-i spui așa, mai de la obraz. Să mă rog când dânsul n-are obraz? Că doar nici eu nu-s fleandură. Am fost și primar în sat și slavă Domnului. Am ce băga în gură. Uite, vorbeam de George și tocmai trece pe uliță. Aha, du-te, du-te, Firoană, în casă. Vreau să vorbesc cu el în patru ori. Bună ziua, Vortin! Numai atât, George? Cum numai atât? Bine, mă, George. Așa te poți tu cu mine? Cum ai zis, bade, Vasile? Fă bine și intră înăuntru, dar nu-s ciumat. Iată că am intrat. Așa, George. Mai dă și pe la noi, că de la o vreme ne-ai uitat de tot. Am avut și eu treburi. Apoi de aceea te-am ogoit eu ca ochii din cap și te-am îmbrățoșat și te-am cinstit ca să mă faci de rușinea lumii și pe urmă să-mi întorc spatele? Ce vorbe sunt astea, bade, Vasile? Apoi văd că nu ești om de treabă, mă, băite. Auzi tu? Apoi de ce? A, cum? Te-ai legat de fata mea? Ai lăsat-o cu puntece de la gură și acum te faci că nici nu o cunoști? Asta ți-e omenia? Eu? Eu? Vezi bine că tu. Apoi să știi că greșești, bade, Vasile, că eu nu-ți devin. Băiete? Nu, nu, crede-mă, eu pot să pun mâna pe cruce că nici nu m-am atins de ea. Oh. Mie mi-a fost tare dragă anunța și am venit pe la dumneavoastră și m-am silit în fel și chip să facem cum e mai bine. Apoi, hai, Dani. Dacă s-a întâmplat altfel, nu e vina mea, bade, Vasile. Da, cui? Aș putea să jur că în noaptea aceea, când am venit beat de la Judovița... Din noaptea aceea eu m-am dat la o parte. Că ți-ai făcut gustul. Fiindcă i-am văzut cum au ieșit noaptea din casă și am auzit ce am auzit. Bine, George, bine. Acum poți să te duci. Așa, bade, Vasile. Eu am vrut, dar a ieșit altfel. Voi ieși cum a vrut eu. Ora, umblă sănătos, George. Așa, bade, să n-ai nicio îndoială. Dumne, dracu, că... Acum te-ai deslușit, Vasile? Nu e George. Am pănuit eu asta de la început. Isprava asta nu era de nasul lui. E bogat, dar e prost. Și nu era tocmai el în stare să o farmece pe Anuța? Și tu ce mă povățuiești să fac? Să dai fata după Ion. După Ion? Lui, golarului. Păi dacă așa a fost să fie. Dar ce? Păi dacă mai cum ți-ai găsit să vii? Mi-e rușin la tot. Nu omoră de tu, că nu mă omoră. Rapantulo. Rapantulo. Mi-e rușin la tot. Fețorul la netașului ți-o trebuție. Rapantulo. Rapantulo. Da, să-i iartă. Dulai, mamă! Ce, Ivane, maică? Dă-mi o ceapă și o țir de slănină, că-s cu inima la gură. Acum, Ionică, dar cu cine te-ai întâlnit de pare așa de mulțumit? Ia ghiți cu cine? Cu Anuța. Anuța, cu badea Vasile Baciu. I-am făcut-o! Ce ai făcut, maică? Uite bine! Adă-mă întâi să mănâncă, mi-o foame de... Numai decât, Ionică, maică, numai decât. Îți aduc aici pe prispă. Aci, aci, hai! Că n-o fi chiar Baciu. Cum, Ioane? Ai trecut așa pe lângă mine, fără a mă cunoaște? N-ai tu, băiete, nici un pic de rușine? Dar de ce să am? Apoi tu nu știi că fata mea a rămas grea cu tine? Acum a avut întâia oară. Acum auzi când tot satul știe. Eu nu vreau să știu nimic. Nu vrei? Ia ca nu. Bine. 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 Numai să nu-ți pară rău, Ioane. Dar de ce să-mi pară rău? Mai bine ia seama să nu-ți pară rău dumitale. Adică nu vrei să o iei, ha? Nu vreau, bade, Vasile. Și de ce nu vrei să o iei? Pentru că atunci când am vrut eu, n-ai vrut dumneata. Acum nu mai vreau eu. Uite așa. O mai vorbi, lui. O mai vorbi.
O mai vorbi. Așa, maică, așa, parcă mai recolești și pe mine la inimă. Ia să stălea și mănâncă. Acum să vedem care pe care. Mi-a venit și rândul nostru. Să nu te însori, Ionică, că ale tale vor fi toate. A venit el întâi, Baciu cel grozav, să stea de vorbă cu mine. Haide! Iată cât mi-și anunța. Ai mai venit și pe la noi, Anuță? Am venit, Lele Zenobie. Și pentru ce? Am venit pentru Ionică. Dar ce-i poruncala? Ce vrei tu de la mine? M-a trimis taica pentru... Pentru? Pentru... Apoi dacă te-a trimis pe tine, rău te-a trimis. Așa, Anuța. Așa să-i spui. Dar eu cu tine n-am ce să sfătuiesc. Dar cu dumnealui om vorbi și nu-mi chipzui de s-o putea. Că doar suntem oameni. Dar fără tocmeală cum să ne învoim? Cine dracu a mai văzut în voială fără tocmeală? Că nici noi nu suntem câini. Nu, nu? Așa e, suntem săraci, dar nu suntem dobitoace. Așa să-i spui lui taică tu, Anuță. Așa să-i spui că ți-am spus, altfel nu se poate. Eu însă... Bravo, Ionică, maică, bine e greit. Acum iar o să o moare în bătăi, Badea Vasile. Dar eu ce-ți dă vină dacă e nebun? Să nu te moi, Ionică, dâns, ține-te dâns. Intră! Ei, primarule, ai fost la Vasile Baciu? De la el din nou, părinte. Și ce-a spus, vine? Vine. Era la crijmă. Dacă mai întârziam, nu se mai putea sta de vorbă cu el. Băuse o jumătate de rachiu. Bine că l-ai prins și așa. După Ion, am trimis straja. Poate compune sfârșit rușine. Tare bine ar fi, domn părinte. Cred că nu i-ai dat de bănuit la cel chem. Nu, domn părinte, nici prin gând nu-i trece. Cum sunt îndârjiți unul împotriva celuilalt, ar fi în stare nici să nu vie. Da. Pe când așa, când s-ar vedea față în față în casa mea, poate că orcădea la învoială. Ai gândit ca un om înțelept, domnule părinte. Ești rog pe aici să nu te întâlnești cu ei, că mi se pare că au și venit. Am plecat. Intrați, vă rog. Bună ziua, poftindu-ne, părinte. Bună ziua. Și să mă ierți dacă miros puțin. Primarele mi-a dat de veste să mă chem după ce am apucat să... Îți mulțumesc că ai venit. Ia loc. Ce și tu, Anuțu? Mulțumim de cinste, domnule părinte. Te-am chemat să spun, Vasile, că rău faci de-ți stălșești fata în bătăi. Ai ajuns de ocara lumii. Uite-te la ea cum arată. E adevărat, domnule părinte. Sunt și eu că am ajuns de bajocură. M-au nenorocit. Te-au nenorocit. Dar omul la nenorocire nu trebuie să-și piardă judecata, ci mai bine să chipzuiască cum să iasă din ea. Asta așa-i. E adevărat că Ana a greșit. Și a greșit tare. Ei, dar orice greșeală se poate îndrepta și deci ierta. Numai bunăvoință să fie. Încăpățânarea e mama tuturor relelor. Și mă rog, ce cusuri găsești lui Ion? N-are avere? E drept. Dar prin sârguința lui poate să-ți fie un ginere mai de treabă ca mulți alții. De ce nu-l vrei? Dar cum n-aș vrea eu, domnule părinte? N-am încercat eu în toate chipurile. L-am și rugat. Eu. Uite, om bătrân. Da, domnule părinte, cum te văd și mă vezi, l-am rugat. Atunci? Dar nu vrea nici măcar să mă asculte. Nu vrea și nu vrea. Nu vrea. A bat jucorit-o și acum ne freacă. Apoi ce mai știu eu face? Dumneata ești om sfânt și drept și înțelept. Învață-ne dumneata și eu fac orice. Iată că vine și Ion cu Zenobia. Intrați! Bună ziua, părinte! Bună ziua! Este tot pentru asta ne-a chemat? Sunt mulțumit că ați venit la chemarea mea.
Și Zenobie. Și tu, Ioane. Aud și nu cred că tu, Ioane, n-ai vrea să o iei pe fata asta nenorocită după ce vezi bine și recunoști că ești vinovat și că ar trebui să-ți împlinești datoria creștinească. Apoi așa nu-i frumos, Ioane? Că fată urâtă nu-i, de neam rău nu-i, pe drumuri nu-i. Spune și tu, nu vorbesc eu bine. Tu de asemenea ești un băiat cum se cade, cu minte, așezat. E, cum se poate una ca asta? Păi, eu n-am zis că nu o iau. Dacă vrea, n-ar decât să o iei. O iau, dar vezi că nu ne-am învoit. De ce să nu o ia? Că e om de înțeles. Ea, că de asta v-am adunat. Acum să vă tocmiți și să vă învoiți ca oamenii. Păi? Eu nu mă codesc deloc, domnule părinte. Eu îi dau fata, uite-o, să-și o ie și să fie sănătos. Nici eu nu mă codesc că m-ar bate Dumnezeu. Numai că vreau să știu ce iau și ce-mi dă. Am dreptate, domnule părinte, ori n-am? Îi dau fata acum, iar după moartea mea, lor le rămâne tot ce am agonisit. Că doar n-am să duc nimic pe lumea cealaltă. Când trăiesc însă, nu vreau să rămân pe drumul și să ajung la bătrânețe să cert de pomană. Dar păi cu fata ce să fac, bade, Vasile? Ia spune dumneata ce să fac. Am eu avere ca dumneata? Am pământ? Ori dumneata vrei să ne băgăm slugi amândoi ca să nu pierim de foame? Să munciți și să vă faceți! Oane! Dar până acum n-am muncit? Până acum mi-am sfărâmat de ajuns oasele? Că slavă Domnului, cu mâinile în sân n-am stat! Ce-a avut am vreun folos din toată truda? Am rămas tot ca degetul de gol. Dar păi eu ce sunt de vină? Și acum ai vrea să-ți hrănești pe fata dumitale, ai? Dacă ai socotit să-ți bagi joc de fată ca să-mi smulgi moșia, apoi rău te-ai socotit, că nu ți-ai găsit omul. Daci, daci, m-am gândit eu la asta. Băiete, știu că ți-ar face plăcere, dar eu... Las pe mine. Nu? Nu, Ioane? Înțelegeți-vă ca oameni. De ce să ne înțelegem, domnule părinte, că nu vrea să dea nimic? Nimic nu se mărită o fată ca... A, vă zic că vorba mea, tot la pământul mine vă trageți după ce le-ați prăpădit pe ale voastre. O iubește pe Ana și o ia așa cum e. Nu? Facă-se voia, domnule. Asta nu se poate, Vasile. Ce? Ca să-i sprăvim. Dau 5 locuri pe alese și o pereche de boi. Dar le înscriu pe numele vostru după nuntă. Numai atât? Ce? Uite sărăcia! N-ai fi vrut să ți le dau pe toate! Bă, pe toate să ni le dai, că dumneata nu ești în stare să le mai muncești! Auzi, domnule părinte! Tocmeala, dacă ați început-o, veți ajunge și la învoială! Dar, domnule părinte! Să fie într-un ceas bun și cu noroc! Afară de cele 5 locuri și acelea după nuntă, nu dau nimic! Ba, o să le dai până și bucățica aceea pe care ți-a vândut-o planetașul, tata lui Ion, acum 10 ani! Toate pământurile le vreau! Iată, am venit. De ce m-ai chemat? Păi, te-am văzut trecând și am zis că... Așa. Anunța unde? Nu știu ce tot face prin grădină pe acolo. Păi, tot nu mi-ai spus de ce m-ai chemat. Ți-aș aduce aminte de... de intabulare. Ce intabulare? Ți-ai dat cuvântul că după nuntă ți intabulezi averea pe numele nostru și... Pa, și pentru gluma asta m-a bastut din drum? Adică, crezi, socrule, că mi-arde de glumă? Păi nu ne-am tocmit așa. Păi ne-am tocmit, vezi bine, că mi-ai pus mâna înberegată. Dar tu nu te gândești că nu-i drept? Păi... O ai avea tu poftă să mă vezi și slugă la bătrânețe, ha? Dar de ce slugă, tată socrule? Băi, Ioane, eu știu una și bună. Ce-i mână, nu-i minciună. Eu nu zic că nu-ți dau. Îți dau după moartea mea. Dar ca să nu zici că îmi hrănești tu fata, orică ți-am dat o goală pușcă, măcar că nu ți-am dat-o eu și ai luat-o tu cu viclenie. Viclenia a fost din partea dumitale, socrule! Te las să-ți alegi 5 locuri care îți plac și să bagi plugul în ele chiar mâine. Luați-le, munciți-le, sunt ale voastre. Dar de scris nu le scriu. Nu le scriu. Ionică, credeai ca să mă învârtești tu pe mine. Nu ți-ai găsit omul, copilule. Bine. Noroc bun. Noroc bun! Bine, socrule, bine! Noroc bun! Noroc bun! Și să rămân așa, 5, m-auzi? Mi-a venit și mie rândul, că tu m-ai fricat destul.
Dar tu ce stai așa de neprimenit, da? În loc să dai o raită prin sat după lucrător, că azi mâine numai pământul tău rămâne nelucrat. Adică dumitale ce-ți pasă? Că le da slavă Domnului, mi-ai dat numai sărăția și necazul. Apoi ce să-ți mai dau eu, că doar socrul tu ți-a dat îndeajuns. Păi da? Cum să nu-mi dea? Vezi bine că mi-a dat. Dar ce ai, băiatul? Asta am! Nu mai pot de bine. Te-ai certat cu socrul tu, de aici ai râzând pe poartă. Și-a râns de mine, mamă! Și-a râns de mine! Nu mai vrea să dea nimic! Și-a luat cuvântul înapoi? Pentru că a fost prost și-a făcut nuntă numai pe vorbe. Bătular Dumnezeu de pe țivan! Cum și-a bătut el joc de un fecior mândru ca tine? Arde la focul și catranul! Ionică! Și pentru cine, mă rog? Uite și tu pentru cine! Uită-te la ea, urâtă și calică! Ah, bine ai mai nemerit-o, dragul mami! Parcă ai avut ochii lipiți! Ce s-a întâmplat, Ionică? Ia-o! Zău, mamă, ce? Panuța-i de vină? Ai? Ce ia de vină? Ce te răstești la dânsa? Pii de aici că vezi pe dracu! Ionică! Ieși afară! Ionică! Ei! Ionică! Ia, ia, hai! Hai de nu mai plânge, Anuța! Tu în ochii mei să te uiți și încolo să nu speri de nimic. Da, Ionică, nu mai la tine. Așa, așa. Numai pe tine te am. Dacă n-ai fi tu, m-aș omorâ. Ce vorbesc de asta? M-aș omorâ, Ionică. Ia, ia. Ia, ascultă, Anuțe. Hai să chipzuim noi mai cu minte. Ce-ar fi... Ce-ar fi dacă te duce la tătâne tău și îi spune că așa cum a luat-o dânsul hăis? Nu se poate! Că vorba e vorbă! Da. O vrea să asculte de mine? Spune-i și tu că o să ne judecăm, că martor slavă Domnului avem destui și câștigăm sigur. Ha? Hai, vezi iar cu binișorul, iar cu binișorul. Vorba dulce mult aduce. Altfel rămânem pe drumuri, Anuță. Bea toată averea și ne lasă cum m-a lăsat și taică meu gol. Și atunci, vai de noi. Ba chiar și de dânsul. Că cine o să-i mai dea de mâncare? Cine o să-l mai îngrijească? Asta așa, Ionică. Atunci, să mă duc să încerc. Du-te, du-te. Du-te și spune să nu se teamă, că tot ce va fi de trebuință, eu îmi da noi. Să mă duc chiar acum. Ha? Poate că e acasă. Chiar acasă s-a dus. Hai. Spune că nu vreau să ajung pe la judecăți cu el. Bine, Ionică. Așa, Anuță. Așa. Anuță. Anuță. Și ascultă bine ce spun eu. Ori mergem chiar mâine la notar și punem pământul pe numele meu, da. Ori nu mai calci nici tu pragul casei. Ionică. Așa. Trebuia să întrebăm mai întâi când e notarul aici. Hai că ar fi bine să se isprăvească. Ești nerăbdător să te vezi mai repede stăpân de pământurile mele. Gata, m-ai adus aici, că nici cu gândul nu gândeam eu. Nu gândeai, dar de tras în judecată m-ai tras. Mi-au venit și citații. Ia că e aproape anul de când ne toți fădim. Să hotărască judecata și care o avea dreptate. Mi se pare că a venit notarul. Da. Vezi că e aici? Da, se isprăvește. Să n-ai nicio grijă, tată socrule, eu sunt om de cuvânt, auzi? Ai și ținut de cuvânt, m-ai adus la sapă de lemn. Bună ziua, bună ziua, Baneva. Bună ziua, domnule notar. Bună ziua. Bună ziua. Cu ce pricină iar pe la mine? Ia, cu un contract. Ce contract, Vasile? Iar vrei să-i mai dai ceva ginerelui? Apoi ce să mai facem, domnule notar? Trebuie să ne învoim, că așa-s vremurile. Pe ce să mai cheltuim cu judecăți, cu drumuri, cu
Da, 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 bine. Acum eu am îmbătrânit și cine știe câte zile mă mai ține Dumnezeu. Am muncit destul și m-am trudit. Acum e rândul tineretului. Noi am isprăvit cu lumea, nu zic bine? Bine, bine. Așa că m-am gândit să le mai dau. Acum două luni le-ai mai dat 5 locuri ce le-ai avut mai bune. Așa e, dar vreau să le dau tot. Să știu cel puțin că nu mai am nimic. Dar și nicio grijă. Am înțeles. Și câte locuri mai ai? Apoi ar mai fi 8, domnule notar. E porumbiște așa mare din lungă, apoi 4 delnicioare cu ovăz în zăhata. Și pe urmă 3 hode de primăvară în hotarul Săscutei. Pe urmă mai e și casa și... Da, ca dânsul ești, e mai bine ca mine. Dar tu, din ce o să trăiești? Ai trăit și eu cum o da Dumnezeu. Asta e ceva problematic. Oprește și tu, bare, în folosința până la moarte. Apoi doar nici noi nu suntem pe gând, domnule notar, că noi... Da, și îmi spui mie asta, care am văzut și mi-au trecut prin mâine atâtea. De la noi, domnule notar, totdeauna... Eu zic așa, să oprești folosința. Nu, tot. Tot, să se isprăvească odată cu judecățile. Nu vreau să mă judec. Te mai întreb încă o dată. Tot nu vrei să mă asculți? Bine. Uite, astea-s formularele. Tu, Ioane, îi scălești aici. Da. Pentru tine și pentru nevastă. Da. Așa. Iar tu, Baciule, trage aici cu degetul, că ești neștiutor de carte. Hai, de bună voie. De bună voie, vezi bine că de bună voie. Hai, pune degetul. Așa, așa, e peste câteva zile, gata. E, și uite așa, ai venit aici om bogat și acum pleci cerșetor. Să veniți peste câteva zile după. Eu vă las, că mai am niște treburi, te vin. Vin. Tâlharule! Ce? Tâlharule! M-ai lăsat pe drumuri! Asta ți-a fost inima, hoț bătrân! Ia du-te, dracului! Fugi! M-ai furat și acum m-ai omorât, ucigașule! Ce? Ce s-a întâmplat, Vasile? Ți-a venit rău de bucurie că ai rămas caric? Ai dreptate, domnule notar. Am ajuns un cerșător. Mai ai timp să te răzgândești, Vasile. Rup hârtile și gata. Se mai poate? Pentru dumneata, decatârul dumitale s-ar mai putea. Nu... Nu, domnule notar, da. Nu se mai poate. M-a doborât tâlharul. Amarnic s-o mai răzbuna pe mine. Așa să rămâi. Așa. Hai, cea. Cea. Hai, hai. Hai, bade lungule. Amu, ești mulțumit, Ivane? Toate pământurile lui Vasile Baciu sunt acum ale mele. Primăvara asta știu că am ce lucra și pentru ce mă trudi. A sosit și ceasul meu atunci. Ceasul dumitale de acum e când ți-o suna ceasul. Nu de ceasul acela îți vorbesc. Acela e ceasul lui Dumnezeu. Dar eu îți vorbesc de al nostru, bă, Ioane. Eu n-am nimic cu neata, bade lungule. Fiecare cu necazurile lui. Și cu drepturile lui. Cred că mi-a sosit și mie ceasul să-mi dai cele 3 brazde în dărât, mă, nu? Apoi pe acelea ți le-am plătit? Mie? Păi n-am făcut o lună pușcărie pentru ele? Ce vrei mai bună plată? Părintele Belciug m-a îndemnat să te dau în judecată. Aha. Așa că el te băga la pușcărie. Trebuie să-ți dea atunci, părintele, cele 3 brazde. Și nu vrei să-mi le dai nici acum când nu mai ai nevoie de ele, mă? Întâi de toate că nu ți-am luat nimic, bade lungule. Pușcăria am făcut pentru că te-am bătut, dar nu mai dovedi că ți-am luat brazdele. Mă, Ioane, mă. Cu firea ta căinoasă și lacumă, nu să ajungi departe, mă. Ascultă tu de vorbele mele, mă, Ioane. Da, parcă eu mă uit la brazdele lui. E al meu. Totul e al meu. Pământul meu! Pământul meu! Pământul meu! Florica! Dar ce-i cu tine, Ionica? Ce faci acolo cu nasul în pământ? Cumva ți-ai pierdut mințile de atâta avere.
Am vrut să știu și eu cum miros pământurile socrului meu. Pământurile astea ți-au furat mințile, Ionică. Crezi că mi le-au furat? Dacă nu ți le-au furat, ți le-ai pierdut. Florica! Ce faci? Ionică, ce faci? Ne vede cineva? Stai, nu mă strângi așa. Te strâng, Florica, pentru că tu tot a mea trebuie să fie. Să știu bine că fac moarte de om. Ei, Ionică, multe zice om. Eu nu zic fără să fac. Când s-a putut, n-ai vrut. Când vrei tu, nu se mai poate. Ba se poate, ba se poate. Lasă-mă, vezi-ți de Anuța și de copilaș. De altceva n-ai ce vorbi? Știi bine că nu mai sunt nici eu de capul meu. Am și eu bărbat. George ăsta îmi stă mereu în cale. George s-a dat la o parte ca să o iei pe Anuța. S-a dat la o parte ca să te ia pe tine. Trebuia să mă ia și pe mine cineva, Ionică. Doar nu era să mă ucegăiesc pe vatră la maică mea. Trebuia să mă aștepți. Să te aștept. Și până când să te aștept? La ce te-ai mai gândit și tu? La asta, că trebuie să fie a mea. Vine, dar Anuța! Ia mai dă-mi pace cu sluta aia, că mi se alegă mesii de când o sufăr în pat lângă mine. Mi-a făcut și mie o stârpitură de copil și acum îmi stă în suflet. Deci să-l sprăvi odată și cu asta, Doamne! Nu vorbi așa, Ionică, că-i păcat. Of, câte mi-a fost dat să pătimesc, că taică mi-a lăsat gol pe lume. Ai pătimit, Ionică, dar ești răsplătit. Da. Mai bogat ca tine nu-i nimeni în sat, afară de bărbatul meu. Ne-am ajuns amândoi. Ne-am ajuns, păi? Tot nu ți-e destul cât ai. Dacă nu te am pe tine, Florică, n-am nimic. Astâmpără-te, astâmpără-te, Ionică, că ne vede cineva. Stai cu minte deoparte, lasă-mă. Să știu de bine că fac moarte de om și... Uite-l în deal, uite acolo, în deal pe Simeon Lungu. Se uită încoace. Da, Lungu se uită după cele trei braze pe care le-am luat. Se uită el după brazele lui, dar ne vede și pe noi și ne spune lui George. Atât mai bine. Dacă află George, ne omoară. Om vedea noi care pe care. Lasă-mă, am plecat. Florica, azi vin pe la tine, Florica. Vino, că și lui George îi place să stă de vorbă cu tine. Dacă te-am lăsat lui, așa trebuie să pățesc. Mi-l scoți mereu înainte. Nu ți-l scot eu înainte. Iese el și fără să ne mai întrebe. Știi bine că eu tot la tine mă gândesc. Dar de când s-a putut, n-ai vrut. Acum când vrei tu, nu se mai poate. Florica! Stai! Uite-l pe Simeon Lungu, vine spre lui. Ai el tot după cele trei brazi de umblă. Da? De ce fugi de mine, Florico? Nu fugi, de Simeone. Dar m-a ținut de vorbă, Ionică, și acum mă grăbesc pe casă, că mă așteaptă George. Și despre ce vorbire ați atât de mult? Că de când eram colo în deal, tot aici era, e? Vorbirem despre brazele dumitale. Vă las cu mine. Bine. Florica ți-a ținut partea. Așa. Și că să ți le dau înapoi. Și tu ai zis da? Păi dacă sale mele, de ce să ți le dau? Mă, nu te-a mai săturat Dumnezeu de atâta pământ? Că ai speriat lumea și cu nărafu și cu căinoșenia ta, băi Ioane. Pentru drepturile mele mă lupt cu dinții, bade lungule. Și nu dau nimic de pomană. Dar cine cere de pomană, mă? Cine cere de pomană? Ce? Ce? Oameni buni! Ana! Ce? S-a spânzurat! Ce? Acolo! Cum? Mergea pe potecă și când să trec pe sub copac, ia atârna! Doamne! Ana! Bade Simeone! Da. Bade Simeone, dai betele! Haide! Doamne. Că poate n-a murit încă! Ana! La ei, betele, că poate n-a murit încă. Intră! Mulțumesc, George. Ai văzut, Ioane? Tot pe prietenia mea poți să te vizuri. Mă întorc spatele toți. Ce le-am făcut eu? Hai să stăm colo în grădină să bem cât un părăt. Ia. Bea, Ioane. Noroc, George. Noroc. Și zici că te-a chemat domnul părinte, eh? Nu știu ce vrea să-mi spună. Afară dacă nu vrea să mă împace cu socrul meu. Așa e, că voi iarăși nu vă aveți bine. Îți cere pământurile în dărât. Le cere, dar pe ce drept?
Ana a murit, feciorul vostru iar a murit. Dacă n-a avut zile, ce sunt eu vinovat? Tu nu ești vinovat, dar dacă au murit ei, îți cere omul pământului. Pe ce drept? Poate fi având și el vreun drept asupra pământurilor lui. A avut când a fost ale lui. Asta e acum. Dacă astea sunt ale tale, ce-i pasă cuiva ale cui au fost altădată? Ia, ia mai bea un pahar, Ioan. Dar ce ai? N-am nimic. Dar tot nu mi-e bine așa. Te pomenești că tot nu-ți ajunge averea care o ai. Acum văd și eu că omul nu trăiește numai cu averea. Însoară-te! Cine nu te ia acum pe tine? Arată-mă pe aceia care nu te-ar vrea. Nu e așa, Florico? Că pe Ion îl ia orice fată ar vrea dă-ți. Poate că nu. Și de ce nu? Ori fi și din acelea care s-au juruit altora. Juruitul ține atât cât îl poate ține cineva. Nu, George, nu. Cine se juruiește, se juruiește până la moarte. La unii ține și până la moarte, la unii ține și mai puțin. Ia, ia mai bea o leacă. Eu tot rămân la vorba mea. Alegeți tu o fată și te împețim noi. Uite, eu cu Florica. Trebuie să-l însurăm, nu poate omul fără muiere. Nu-l vezi că nici nu mai stă pe acasă. Stai pe capul oamenilor. Tu nu zici tot așa, Florica? Și eu zic să-l însurăm. Dar cine-l poate scoate dintre ale lui? Tu-l cunoști mai bine, că ați feciorit împreună. Pe, o să trebuiască. Te duci undeva, George? M-aș duce până la tata să vedem dacă ne repezim astăzi până la pădure. S-ar putea ca astăzi să te duci la pădure? Așa spunea tata. Atunci, mă duc și eu. Dacă n-ai treabă, așteaptă-mă, că nu mai îndată viu. Așa treabă n-aș avea eu. Atunci mai stai aici. Ba lasă omul să se ducă, că are și el lucrători. El spune că n-are treabă. Ei, a zis așa Ion, dar... Ai zis doar așa, Ion? Ia de unde să știe ce am și ce n-am. Dacă n-ai, atunci rămâi, că doar nu te ține spinare. Stai aici și bea. Eu am plecat, mă întorc repede. Vezi, vezi, sprăvește mai repede cu tata. Bine, bine. Te-ai hotărât să stai de vorbă și cu mine? Ionita, ai face mai bine să pleci și să nu mai aștepți. Ai început să mă gonești. Nu te gonesc, dar te sfătuiesc. Nu e bine ce facem. George poate să afle. Trebuie să sfârșim, Ionita. Să sfârșim. Nu mai pot nici eu așa. Vinovată ești. Ești. De ce te-ai măritat cu George? Dar tu, tu de ce te-ai însurat cu Anuța? Dacă așteptai. Ce să fie așteptat, Ionica? Ce? Eu nu știu să citesc în stele. Trebuia să aștepți. Ai văzut? Așteaptă și tu atunci să se spânzure și George. Eu nu aștept. Într-o zi îi fac seama. Și pe urmă? Să-ți găsim o fată, Ionica. Cu averea ce o ai, poți lua și o doamnă din Amaradia. O strâmba la început din nas, dar pe urmă te primește cum ești. Te opune doar să schimbi straiele. Florica, la noapte vin la tine, Florica. Ești nebun, dar George... A spus că pleacă la pădure. Să vedem mai întâi dacă pleacă. Zic că pleacă. Ei, dacă pleacă, a plecat. Să fiu? Te pot opri eu, să sar gardul din fundul grădinii. Și dacă ți-o-i bate de fereastră, mi-o-i deschide. De frică să nu ne audă vecinii, o-i fi nevoită să fac și asta. Florica! Băi, George, bă! Tu erai, omule! Bună ziua, Florica! Bună ziua! Dar ce nu e acasă, George? Nu! Aici era Ioni? Și eu tot pe George l-aștept, da? Vă că întârzie și... Mi-am adus aminte că am și eu niște oameni la lucru și... George, la socră meu. Uite ce se întâmplă. Ce faci eu? Mi-am adus aminte că am oameni la lucru. Mai trebuie să vă duc și pe la domnul părinte. Tu ce faci, George? Mai pleci la pădure? Da, da, plec. Bunule, bine că ai venit. De ce? Mergi cu mine la pădure, mai îmi ții de urât la noapte. Merg, George, ți-ai ține și de urât. Dar mai bine ai lua-o pe Florica. Aș lua-o, dar mi-e frică să nu mi-o fure ursul și mai trebuiește. Femeia vede de casă. Nu-i așa, Ionică? Dacă ți-e dragă, o iei și la pădure. Eu mă duc. Ai și plecat? Da. Umblă sănătos, George. Să ne facă bună lui socrul tău. Mă duc să-ți pregătesc merinde pentru drum, George, da? De când a murit Anuța, nevastă mea nu-l mai suferă pe Ion. Nu mai pot, George. Nici tu nu mai poți, însoară-te. Băzând ce văd, mi-a trecut pofta de însurat. Atunci cu Anuța, acum cu Florica. Înțelege-mă, mă, tu nu vezi? Ce să văd? Ion vine prea des pe la tine. Mă rog să-i caut o fată.
Da? E, măcar în noaptea asta nu pleca la pădure. Așa spui? Adineauri am intrat pe portița din fundul grădinii. Fără să vreau. I-am auzit ce vorbeau. Ce? La noapte se întâlnesc în casa ta. Asta n-are să se poată. Nu mai pleci la pădure? Ba, tocmai că plec. Taci că vine Florica, taci. S-a batut merindele, George. Vadum și Zegia. Pleci chiar acum? Da, tata spunea să plecăm mai curând. Ți-aduc, ți-aduc și Zegia. Acum te înțeleg și eu, George. S-o alege. Mi-a ajuns și mie cuțitul la os. Vom vedea care pe care. Așa o sfârșeală și taica m-a trimis acasă. Vai de mine și de mine. Ți-am spus, nu te speria. O sfârșeală și atâta. Până mâine dimineață îmi trece. Culcă-te. N-ar fi bine să o chem pe baba Firoana asta. Nu, stai în casă liniștită. Lăsă-ți sar ceva. Mai știu și eu ce. Dacă zici că nu ți-a fost bine. Dar ce e cu tine? Tremuri? Nu. De ce? Culcă-te. Dacă te văd așa de bolnav, m-a cuprins și frigul când ți-am deschis. Lasă, și... culcă-te. Da, bine, mă culcă. Dar tu nu vii? Am. Ce-i, George? Parcă e cineva în grădină. Nu cred. N-are cine să fie. Dacă spun eu că este, mă duc să văd. Ce se pare, George? Ce se pare? Trebuie să fie un hoț, mă cearcă el de câteva nopți. Nu, George, nu! De ce? Vrea să te omoare. Stai liniștită, nu-ți fie teamă de mine. Mă apăr eu cu sapa. Nu, George! Nu! Care e acum? Care? Ce-ai făcut, omule? Ce-ai făcut, George? L-am omorât. Ați ascultat Ion, dramatizare radiofonică de Mihail Sorbu după romanul lui Liviu Rebreanu. Distribuția a fost următoarea: Ion al Glanetașului, Ion Marinescu; Ana, Lucia Mureșan; George, Silviu Stanculescu; Florica, Coca Andronescu; Vasile Baciu, Ștefan Ciubotarașu, artist al poporului; preotul Belciug, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit; Zenobia, Maria Voluntaru, artist emerită; Lungu, Mihai Mereuță; Firona, Maria Burbea; Onu, Ion Angel; notarul, Maricel Laurențiu. În alte roluri, Alexandru Azoiței, Vasile Lupu, Mircea Medianu, Maria Grecescu, Nicolae Crișu, Ștefan Florescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.